La prima apariție a moșilor din seria Rata, producătorului Mapcats, am afirmat că aceștia par a fi desprinși din filmele science fiction, mai concret, seria Transformers. Forme drepte, părți ajustabile, ceva ieșit un pic din comun față de marea majoritate a perifericelor existente pe piață, în speță mouse. Dar parcă la un moment dat această serie a stagnat, producătorul american nemai aducând nimic nou acestei serii, nici din punct de vedere al designului, nici din punct de vedere al componentelor existente la interior. Se pare că modelul pe care îl avem astăzi pentru acest video review își dorește să mă contrazică un pic, având în vedere că avem la interior unul din cei mai performanți senzori optici disponibili pe piață. Dar haideți să o luăm ușor-ușor, pas cu pas. Salut! Eu sunt Mădălin, iar această videoprezentare este dedicată mouse-ului de gaming Mapcats RAT 4. Forma mouse-ului este un pic diferită față de modelele pe care le-am testat în ultima perioadă de timp. Pentru foarte mulți utilizatori, acest design cu linii drepte și forme paralelipipedice poate părea un pic cam incomod, dar într-o perioadă relativ scurtă de timp vă veți acomoda cu ea, considerând-o pe alocuri extrem de confortabilă. Greutatea de numai 90 de grame și dimensiunile relativ reduse ale lui RAT 4 permit mișcări rapide, fiind ideal pentru jocuri precum FPS sau chiar MOBA. Construcția mouse-ului este realizată din material plastic de o foarte bună calitate, având la bază un șasiu foarte ușor și bine gândit în același timp, senzorul fiind poziționat perfect pentru performanțe optime pe orice suprafață. Două aspecte le apreciez enorm de mult atunci când mă gândesc la mouse-ii celor de la Mapcats. Zona unde se sprijină sau se odihnește, cu ghilimele de rigoare, degetul mare și partea din spate a mouse-ului, ce poate schimba dimensiunile acestuia, făcându-l perfect pentru orice mână, indiferent că ești goliat sau un mic ștrumf. Cablul are o lungime de 1,8 metri și este acoperit cu un material textil, aspect ce îi va oferi o mai bună rezistență în timp. În partea superioară a lui Mapcats RAT 4 găsim butoanele click stânga și click dreapta, în mijlocul acestora aflându-se rotița scroll, un pic mai jos fiind disponibil butonul de schimbare al DPI-ului în 4 trepte. Această schimbare a DPI-ului poate fi monitorizată atât prin intermediul softului proprietar Flux, dar și cu ajutorul celor 4 LED-uri roșii dispuse în partea stângă a mouse-ului. Știu că o să sune ciudată expresia, dar în partea stângă a clickului stânga mai este disponibil încă un buton prin care puteți face trecerea on the fly între profilele setate prin intermediul softului. Mapcats RAT 4 are în componența sa 9 butoane programabile. Pe lângă cele pe care le menționam un pic mai devreme, mai avem încă 3 pe partea stângă, clasicele Back și Forward și încă un buton amplasat undeva la mijlocul lateralei stânga și pe care cei de la Mapcats l-au botezat Aim Precision. Pot spune că toate aceste 3 butoane sunt bine poziționate, degetul mare al utilizatorului ajungând aproape perfect la ele, fără mișcări suplimentare. Mi-aș fi dorit ca toate cele 9 butoane să aibă la bază switch-ul ROM-RON, dar din păcate acestea sunt disponibile numai pe butoanele click stânga și click dreapta, iar durata de viață a acestora este de până la 20 de milioane de apăsări. Pe partea inferioară a mouse-ului se află 6 puncte de alunecare confecționate din teflon sau patine, cum mai sunt cunoscute ele, ce permit o alunecare lină pe orice suprafață, în centrul acestora aflându-se senzorul optic PWM3310, unul din cei mai ok senzori optici de pe piață la ora actuală. Softul mouse-ului nostru a fost botezat de către cei de la Mapcats Flux. Sincer, după ce am văzut softuri simple care te îndrumă singure în configurarea mouse-ului, Flux mi se pare greoi pe alocuri încurcându-te. Toate setările sunt puse un pic haotic, plecând de la macrouri, polling rate, oprirea sau pornirea iluminării, care apropo este numai de culoare roșie, setarea DPI-ului și terminând cu programarea fiecărui buton în parte. Dar na, poate sunt eu un pic mai ciudat și m-am obișnuit cu lucruri simple, cine știe. Trăg în linie și concluzionând, mie personal îmi place acest model RAT 4 de la Mapcats, chiar dacă nu sunt un fan înrăit al mouse-ilor cu forme drepte. Mouse-ul meu de zi cu zi, cel de la birou, este un RAT 3 roșu și aș putea spune că am sesizat diferența în ceea ce privește senzorul optic. RAT 4 se mișcă mult mai bine pe orice suprafață, reacționează perfect atunci când faceți mișcări bruște și asta se datorează senzorului PWM3310. Singurele minusuri pe care le-aș da lui RAT 4 ar fi în primul și în primul rând softul și în al doilea rând sensibilitatea la șocuri. Nu este un mouse care să supraviețuiască după loviturile puternice ale gamerilor nervoși.
asta din cauza construcției din mai multe componente, ceea ce nu-i oferă rezistența pe care o găsim pe modelele construite dintr-o singură bucată. Aici punem punct prezentării video a mouse-ului de gaming Mad Catz Rad 4, produs ce este disponibil în site-ul PC Garage, acces în linkul din descrierea acestui clip.